cazurile au crescut foarte mult. La 1 iulie aveam 173 de cazuri. Deci s-a crescut într-o rie foarte mare. Avem ultima săptămână cam 200-250 de cazuri pe zi. Dintre acestea, marea majoritate sunt forme ușoare, însă avem totuși internați 106 pacienți, dintre care 10 sunt în ATI. Nu sunt cazuri care să necesite oxigenoterapie, dar sunt cazuri unele grave, mai ales persoane vârstnice cu comorbidități. De altfel, după ce au fost vreo două luni de zile, mai, iunie, când n-am avut decese, în ăștia 22 de zile am avut 12 decese la persoanele în vârstă.